La bună întâlnire, dragilor și dragilor. Sunt în sala trofeelor. Trofee. Unde? La vârf. Olimpism. Și dacă vorbim de olimpism, mai există un trofeu. Suprem. Colanul de platină. Un sportiv român, după ani și ani de muncă, îl are. Despre cine o fi vorba? L-am adus la povești, pe Ivan Pațaichin. La bună întâlnire cu poveștile lui Pilu, domnule Pațaichin. Salut, domnul Pilu. Și suntem în sala trofeelor, e olimpismul, e munca dumneavoastră, trecem peste Mexico, München, Montreal, tot. Și mergem undeva unde este frumos, liniște, pelicani, apă. În delta. Mila 23. Acolo ați dat la bună întâlnire aceste lumi, undeva la finalul deceniului 4, în 1949. Da. Și sunt obraznic dacă vă întreb, v-ați născut în barcă? Asta m-am întrebat și eu de fiecare dată și nici acum nu sunt convins dacă în barcă sau pe uscat. Pentru că satul pe vremea aceea se inunda ori de câte ori creștea apă, era inundat. Și de foarte multe ori mă trezeam cu apă în casă, iar cel mai interesant moment era când doream să merg la verii mei să mă joc, trebuia să mă deplasesc cu barcă. Ce ați învățat prima dată? Să umblați sau să notați? Sau nici să... asta nu pot să spun sigur, pentru că știu să not de când țin minte, adică nu țin minte să fie învățat, adică pur și simplu. Pur și simplu. Era din viață. Exact. Parcă ați luat o plasă. Ca și vâslitul, la fel. Intrăm brusc în poveste și ne jucăm între ce ar fi fost Ivan Pațaichin, dacă n-ar fi fost barca, și cum ar arăta Ivan Pațaichin pescarul. Pentru că bunicul dumneavoastră a avut un rol mare. Așa este. Iar undeva când ați început să vă loviți cu adolescența, de la Mila 23 la Clubul Dinamo. Deci au fost în viața noastră șocuri. Nu știu dacă au fost șocuri, dar... important e că eu mi-am dorit să fac ceva. Probabil că de mic și probabil că bunicul a avut o influență asupra mea. Pentru că mi-am dat seama că, indiferent de ce aș fi făcut, prea mari șanse n-aveam decât să rămân pescar. Eventual pescar fruntaș, asta am declarat. Dar am citit un interviu și spuneați că, de fapt, dacă eram un pescar, eram cel mai bun pescar. Da, eu sunt convins că, indiferent de ce m-aș fi apucat, aș fi făcut cu același profesionalism și cu aceeași, eu știu, seriozitate, dar de mic eram conștient că dacă rămân acolo, rămân pescar. Altă soluție n-aveam. Și atunci visam ca orice copil. Veriei domniei voastre au rămas la Mila 23? Da, toți au rămas acolo, în zona. Și au rămas pescari sărace. Dar ideea era să fac ceva și îmi plăcea, de exemplu, profesorul de fizică, era un tânăr, Vâmvulea Dumitru Chima, era din Craiova, era venit acolo. Îmi plăcea cum preda, cum se comporta cu noi și chiar mi-a plăcut. Și atunci am zis, mă fac profesor de fizică, deci asta era prima mea dorință. Profesor de fizică. Exact. Pentru... Și de la jocul între, trecând la fizică, energia cinetică, energia potențială, ați ajuns la o energie în barcă? A fost întâmplare. Întâmplare? Pur și simplu întâmplare. În 1966... E bine că nici nu existam eu atunci. Da, trei consanteni de-ai mei au ieșit campion mondial. Întâmplarea a făcut ca... să-i văd, să văd și în presă. Presa o vedeam la bunicul, pentru că era abonat permanent la presa națională și, deși acolo ajungea greu, adică... Foarte greu. Ajungeau după 2-3 zile când apărea ziarul, dar pentru noi era de actualitate tot timpul.
mai ales pentru el, că era tot timpul bunicul informat. Bunicul pe linie maternă sau paternă? Da, bunicul din partea tată. Deci poțaichinul, nu pațaichinul. Nu, ei toți erau pațaichin. La mine a fost o greșeală de care eu nu m-am ocupat, adică nu mi-am făcut timp să mă ocup și să corectez această greșeală. Restul familiei e cu pațaichin. Da. Și bunicul era cumva pentru mine un, aș putea să zic, mentor, dar nu, dar a fost oricum... A fost psihologul ăla ce căuta să fiți dumneavoastră astăzi pentru elev? Exact, îi datorez foarte mult. A fost un autodidact bunicul dumneavoastră? Exact, dar el nu știu dacă avea școală, nici nu l-am întrebat vreodată câtă școală are, dar el întotdeauna avea casă plină de cărți, era tot timpul abonat la presă, tot timpul se documenta, tot timpul era la zi cu orice activitate. Cumva era omul de încredere a satului, adică orice localnic, dacă avea o problemă, la el venea să se sfătuiască sau să se consulte. Pentru mine mi se părea un Dumnezeu, așa cum ne povestea, avea barbă, era frumos, era un bunic frumos. Un lipovan veritabil. Da, cu părul alb, dar era suplu, înalt, era chiar, când era drag de el. Când povestea despre regalitate, despre Mihai... Da, el, cred că i-a fost frică și lui. El, când povestea... Spunea povești cu împărați, cu asta, mai băga și câte o, așa, cu regele nostru și regele Mihai, care nu mai e și nu știu ce. Adică băga, dar subtil, foarte subtil, pentru că probabil că era frică și lui să vorbească mai mult pe vremea aceea. Și Ivan Pățaichin, la 16 ani, pleacă dintr-un loc frumos. Cred că vă mai întoarceți astăzi pe la Mila 23. Da, ieri m-am întors și mâine plec din nou. Dar la 16 ani am fost angajat ca pescar, pentru că asta a fost varianta, prima variantă și n-aveam încotro. Deși o meserie eram... ce începe înainte de răsărit de soare. Da, cu mult cu înainte. Cu mult înainte de răsărit de soare și se încheie cu mult după apus. Așa este, da, și am fost angajat pentru că eram încă minor și am fost angajat ca ajutor de pescar pe lângă tata. Pe lângă tata dumneavoastră. Pe lângă tata, da, un fel de ucenic. Dar eram ajutor de pescar, asta era denumirea meseriei mele. Iar plecarea mea a fost la 17 ani, așa cum povesteam, cei trei consanteni de-a mei au ieșit campioni mondial și dacă ei au reușit să iasă, am zis, de ce și eu să nu ies campion? Și să fiți atenți, dragilor și dragilor de acasă, aveați 17 ani. Da. 1967. Iar după 2 ani v-ați întâlnit cu Jocurile Olimpice. Nu, chiar după un an. După un an. 67 am, în martie am da, plecat. Ați intrat în cantonamentul și în pregătire. Da, și în 68. Și în 68 ați atins, pot să spun, cerul. Exact. Era cel mai tânăr din delegația României de atunci. Nu mi-am cred făcut că da, nu mai, n-am făcut niciodată acest lucru. Ivan Pațaichin, în 1968, a spus, da, asta e. Știați când ați plecat din satul de pescar de la Mila 23, acolo veți ajunge doar în 2 ani? Da, eu am plecat din Mila 23 direct să ies campion. Eu n-am plecat să încerc, niciun gând n-a fost să încerc. Eu am plecat să ies campion. Dar ce e interesant, că foarte multă lumea nu știe exact situația mea, toată lumea știe acele momente pe podium cu medale, dar toată cariera mea a fost plină de ghinioane. Plină de ghinioane, exact. Adică că nici nu-mi propun în poveste, dacă vă face plăcere, putem vorbi și de paga ruptă, unde ați lovit-o cu pumnul și ați ridicat placajul. Și prima competiție ca junior, am fost descalificat și prima competiție internațională în 68, când am bătut pe campionul olimpic la el acasă și am fost descalificat,
Și chiar prima cursă de la, din Mexic, de la Olimpiada din Mexic, corect, în proba de simplu, când am condus 900 de metri și trebuia să abandonez din cauza că m-am dezechilibrat și am înțepenit de spate. Și la o oră aveam probă de dublu. Și v-au dat jos... M-au luat în brațe, m-a dus în cabinet, m-au uns, m-au masat și în câteva minute am revenit și am câștigat probă. Întotdeauna ați dus efortul până la maximum? Ivan Pățache l-a dus până dincolo de limite? Da, dar nu în curse. Pentru mine cursele au fost întotdeauna o plăcere, pentru că dacă eram bine pregătit, de multe ori mă duceam foarte sigur și chiar cu zâmbetul pe buze, de multe ori îmi venea să râd de adversarii mei care erau emoționați. Da, dar aveați și o tehnică specială, pentru că am citit, m-am documentat la întâlnirea cu dumneavoastră, felul cum pregăteați cursa de 1000 de metri, cum le luați pe porțiuni. Pentru mine? Aveați un alt stil de a pregăti lupta, că o putem numi luptă, că era... Dumneavoastră, de fapt, luptați doar cu barca. Parcă nu i-a venit pe ceilalți. Da, asta a fost întotdeauna, să mă prezint foarte bine pregătit. Întotdeauna îmi propuneam un obiectiv la care să fiu sigur că pot să câștig. Era o problemă pentru Ivan Pațaichin când se întoarce acasă să vină fără medalie, fără trofeu? Vă impuneați? Ca o rușine era pentru dumneavoastră? Da, am avut momente din... acesta și cel mai important a fost cel de la Belgrad în 1981 la campionatul mondial, când în prima zi am venit pe locul 3 împreună cu Thomas Simionu și pentru noi locul 3 era o înfrângere. Și atunci aveam o singură soluție, a doua zi proba de 10.000 de metri și am zis că e singura modalitatea de a ne întoarce cu aur. În schimb, ghinionul a continuat, pentru că după start, după 200 de metri, s-a produs o busculadă și am fost nevoiți să abandonăm, pentru că ne-a fost spartă barca și în momentul acela ne scufundam. Ne scufundam, practic. Și atunci, în momentul acela, nu știu, mi-a venit o idee să trag cu pumnul invers în fibra de la barcă. Și cam în ce loc era? Exact la genunchiul meu, undeva aici. Exact la genunchiul care stăteam. Și în momentul acela mi-a venit ideea să sparg invers. Să dau cu pumnul invers. Placajul s-a ridicat. S-a făcut o fereastră înăuntru și intra apă în barcă. Și când am tras cu pumnul invers, s-a așezat pe fibră. Fiind mai multe straturi de lemn, fiind mai multe așchi, așa, și s-a așezat pe fibră. Și în momentul ăla am zis, Toma, hai să continuăm cursă. Plutonul s-a dus foarte mult, câteva sute de metri s-a dus în față și aveam pompa la picior, toate echipele aveau pompa la picior. Să scoateți cursă apa. De 10.000 de metri s-a adunat apa în barcă. Și am început să scot apa și am plecat după ei. Și la 8.000 de metri am prins primul pluton și ultimii 2.000 de metri am bătut cu 50 de metri avans. Aia a fost un moment... Cred că foarte important pentru noi, pentru că... Șocul succesului a fost mai mare decât medalia de aur de la Mexic? Sau aceea vie dragă pentru că este prima? Cred că a fost prima și fiind un copil, practic da, aveam 18 ani. Și vă dați seama, pentru mine a însemnat enorm să ieși campion olimpic, adică să încep direct cu olimpiadă, venind dintr-un sat, dacă așa îmi spuneau colegii, un sat uitat de lume și să ajungi acolo și... Interesant, nu este uitat de lume, pentru că acolo este viață. Da, așa este, este viață și vă spun, sar acum un pic, acum 3 ani am făcut, cu Asociația Ivan Pațaichin, am făcut muzeul Loci din 1923 și alături de acest muzeu am încercat să evidențiem și sportivi din zonă. Eu. Și spre surprinderea mea am aflat că erau 23 de campioni mondiali olimpici europeni din zonă, ceea ce nu cred că există în lume ca un sat, o comună să aibă atâția campioni mondial.
pe metru pătrat. Pe metru pătrat, dar nu de uscat, cât și de apă. De apă, da. Ivan Pațaichin, dimineața, zice în baie, se uită în oglindă și a pus vreodată întrebarea că este confundat cu România, că de fapt Ivan Pațaichin e România? Nu, dar întotdeauna am tras pentru România, am tras pentru cei dragi, pentru prieteni, întotdeauna mi-am făcut prieteni foarte mulți, de fiecare dată încercam să le demonstrez și celor noi că sunt campion. Pentru mine era o satisfacție să ies campion, adică n-a fost simplu, pentru că 20 de ani să fii campion și să fie toată lumea cu ochii pe tine. Vorbiți ca sportiv activ 20 de ani, pentru că 20 de ani ca antrenor, tot da, campion ați fost. Da, dar vorbesc ca sportiv, a fost 20 de ani și în fiecare an venea câte o generație, în fiecare an venea cineva. Și cineva vrea să mă bată. Să mă bată, normal. Și atunci ideea era să fac ceva nou. Întotdeauna căutam soluții, căutam să fac ceva în plus, să fac altceva, adică să vin spre mai bine, spre performanță. Și n-a fost chiar simplu. Se termină o competiție. Dumneavoastră, la discuții cu prieteni, vorbeați despre Delta cu ei? Da, întotdeauna. Le explicați câtă viață e la Mila 23 și nu mai? Crișan, Sulina, Sfântul, tot ce acolo. Pentru mine Delta a rămas și va rămâne sufletește legată, pentru că atât zona cât oamenii din de acolo, întotdeauna i-am respectat și m-am simțit cumva dator față de ceea ce am realizat, pentru că sunt conștient că datorită lor. Și revenind la întrebare, cum vă spuneam eu, că Ivan Pațaichin înseamnă România. România îl respectă, simțiți că sunt respectați și în Delta și în țară. Ivan Pațaichin primește exact ceea ce a oferit. Parcă am impresia că ați dăruit mai mult decât ați primit. Nu, niciodată n-am spus lucrul ăsta. Eu, din contra, am zis că sunt convins că aș fi putut să fac mult mai mult față de ceea ce am realizat. Dacă aș fi avut minte de acum sau... sunt convins că medalele alea de argint sau de bronz puteau fi de aur. Ele sunt corecte, indiferent de orice loc, cred că a fost corect. Da. Vorbeam la început de poveste că puțin știu cât ghinion ați avut în competiție. Chiar foarte mult ghinion. Vorbeam de prieteni. Povestiți-ne de un prieten german. De Leve, nu? Da. În anii aceia. Da, nu mai cu există. Cu ce mașină? Da. A fost mare campion a aia cu german. El înainte de... V-a bătut? M-a bătut cu un an înainte de München, m-a bătut la 1000 de metri, dar el a câștigat, eu am concurat la 1000 de metri, am venit pe 2, dar el a câștigat și proba de 500 și de 1000. Și de 500 nu era proba olimpică pe vremea aceea. Doar la Montreal. La Montreal a fost 500. Și el era și portdrapelul la Jocurile Olimpice de la München. Da, eram prieteni. În ce sens? Că ca și Tamaș Vihman și Iurcencu și mulți alții și Matea Lübeck. Adică am fost dușmani pe apă și mereu am declarat că pe apă eram... N-avea zici un prieten. Da. Dar pe mal, în schimb, eram prieteni și întotdeauna și ne respectăm în continuare cu cei care mai trăiesc. Pe Tamaș Vihman în ultimii ani l-am adus și la festival, la Tulcea. Sper să-l aduc și anul acesta, că i-am propus să facem o ciorbă de pește și să fac eu ciorbă de pește și el să facă un ghiulaș, să facem un concurs la Tulcea și a zis că nu, o să facă și el ciorbă de pește și mă gândesc că are șanse mai mari, pentru că mie îmi place cum gătesc unguri ciorbă de pește. De Leve, ce să spun? Leve... Astăzi, știți când vorbim, cât a costat mașina?
Nu, nici astăzi, nici astăzi nu știu și nici n-am mai am cum să aflu, că din păcate ne-a părăsit. Dar până acum 4-5 ani, când mă întâlneam, ori de câte ori mă întâlneam cu el, îl întrebam și mi-a zis atât cât mi-ai dat, atât a costat mașina. Deci, să spunem telespectatorilor că dumneavoastră în anii aia, la începutul decenului 7, i-ați dat 1000 și vreo... Da, 1800 de mărci. 1850 de mărci. Mărci, da. Și el v-a adus un Fortaunus, da? Ce l-ați comparat Argentin. Cu un Lamborghini. L-ați comparat că e un, ca un Lamborghini în anii aia. Da, pe vremea cred că era cea mai frumoasă mașină din București. Era argintie, tapizerie roșie de piele, era super mașină. Dar ce interesant, Levi sărac n-a câștigat la München, deși era cotat ca un favorit. El din momentul acela s-a retras din activitate și mi-a și declarat atunci că se retrage din cauza mea. Iar anul următor va veni la campionatele mondiale de la Tampere și se vadă dacă a luat hotărârea bună. Și într-adevăr a luat o decizie bună, că dumneavoastră a devenit din nou campion. Da, în aceeași manieră am câștigat deci foarte nu... clar și s-a convins că a luat o hotărâre. Deci dumneavoastră nu aveați niciun dialog cu succesul. Mă duc, am câștigat și am terminat. Era foarte... Da, și la anul din nou. Tot timpul... Pentru că în cariera mea eu niciodată nu am cerut nimic. Înseamnă că dacă eu o să vă cer o cană de apă, niciodată Ivan Pațaichi nu va oferi jumătăți. Nu, eu dacă doresc cu jumătate o cană de apă și nu-mi dați, sunt convins că la anul mi-o dați. Sportul n-a fost o prioritate a celor care au condus România în ultimii ani. Se pare că acum încercăm să facem ceva, chiar cele 4 ore propuse pentru educație fizică și sport și Gabi Sabo și chiar și da, încearcă să facă. Da, și chiar președintele Alin Petrache avea un, da, când era chiar parlamentar. Încearcă să facă ceva, dar important e să-i facem pe copii să se miște, pentru că cele 4 ore de educație fizică și sport, dacă sunt doar pe catalog și nu se practică, n-am făcut nimic. Oricum banii ăia sunt investiți, banii ăia sunt pierduți. Noi trebuie să găsim soluții. Pe lângă faptul că pierdem banii, pierdem și copiii. Și copiii. Și trebuie să găsim soluții ca pe aceiași bani, nu trebuie să investești mai mult, dar pe aceiași bani să facem chibzuiți. Și... Deci, exact. Ne apropiem de final și încheiem. Ați primit o întrebare cu mulți ani în urmă. Dacă intrați în politică, și mi-a stat răspuns așa, dacă voiam, intram în 90. Intram cu minoritățile, dar nu sunt bun pentru așa ceva, pentru că în politică, și acum, nu pot să nu promis dinainte ceva. Iar eu, dacă aș fi promis și n-aș fi făcut, cred că nu mai dormeam nopțile. Astăzi, Ivan Pațaichin, când vede un fost sportiv într-o funcție de decizie și promite și nu se întâmplă realizarea promisiunii, ce spune Ivan Pațaichi? Cred că am dat de înțeles dând din cap. Adică dezamăgit, pentru că în momentul în care ești în postură în care trebuie să realizezi ceva, trebuie să te lupți. Indiferent unde ești, trebuie să te lupți. Orice ai face în viață, trebuie să te lupți. Și chiar și în politică, când accepți acea responsabilitate de a merge undeva, trebuie corect să te lupți ca să realizezi ceea ce... Eu sunt convins că foarte mulți politicieni au plecat cu gânduri bune, dar în momentul în care au ajuns unde trebuie... Poate soarele iar, n-au fost luptători, probabil. Ce n-ați făcut și regretați că n-ați făcut atunci când erați sportiv? Păi v-am zis, cred că puteam să realizez mult mai mult. Cred că puteam să realizez mult mai mult dacă eram mai conștient de valoarea mea, de capacitatea mea de muncă și mai ales... Păi dacă nu o să aveți barem numai locul întâi, ci mai mult de atât. Și mai ales Olimpiada de la Montreal, a fost singură. Singura Olimpiada singura în care, fără medalie. Fără medalie. În cariera mea sportivă. Și atunci, analizând situația, cred că a fost singura dată când n-am avut încredere în forțele mele și în echipă.
Pentru că, deși am fost sportiv la sporturi individuale, întotdeauna am considerat că echipa din jurul tău face foarte mult. Și dacă echipa merge, atunci rezultatele vin de la sine. Domnul Pațachin, aveți ocazia să-i mulțumiți cuiva astăzi la Poveștile lui Pilu? Cui ați face? În primul rând, prietenilor. Toți cei care au fost alături de mine în toată cariera mea și mai ales cei mai apropiați, adică familia și, nu în ultimul rând, celor de unde am plecat. Pentru că de acolo am învățat să respect pe cei din jurul meu ca să fiu respectat. Adică întotdeauna lucrurile astea le-am auzit de la tata, de la bunicul meu. Dacă vrei să fii respectat, trebuie să-i respecti pe cei din jurul tău. Vă mulțumesc, a fost o plăcere să sper că am vă răsfoim o poveste frumoasă. Ne îndepărtăm de această barcă. Să rămână băieți. Dragilor, a fost un erou de poveste. Singurul sportiv din România, cu cel mai frumos trofeu la gât, a Comitetului Internațional Olimpic. Eu, până data viitoare, când vă răsfoi o altă poveste, un alt erou de poveste, vă spun ca întotdeauna. Faceți sport! We'll be right back.